Hei, salut, prieteni! Bună! Asta este o premieră pentru vlogul ăsta. Am acest Samsung Gear 360 la mine, cred că de o săptămână. Mai mult, 2 săptămâni, 3 săptămâni, nu știu exact două. Cât. Am reușit și am filmat ceva la o nuntă. Nu știu exact că să folosesc chestia asta, dar mi s-a părut interesant. Că lumina n-a fost chiar ok acolo. Mi s-a părut interesant să filmez o horă de asta, așa... Dacă l-ai pus în mijloc. Da, l-am pus în mijloc cu orei. O și Ana cu mine. Ana mă ajută în astfel de cazuri, dacă vă întrebați de ce a fost cu mine. Și astăzi mergem la un eveniment. Din păcate nu știu exact cum se cheamă. Știu că am mai făcut treaba asta odată lui Marius, băiatul care m-a invitat. Este un LAN party în cadrul rectoratului Politehnicii, unde mulți oameni, nu știu cât mi-a zis, oricum o să întrebăm pe el mai multe. Mulți oameni se joacă. Sunt și câteva branduri acolo prezente. O să ne distrăm, zic eu. Nu stăm foarte mult. E în Poli. E în Poli, da. N-am fost niciodată în Poli. Chiar eu am fost. Îmi doream. Am impresia că am vrut să dau, când am intrat la construcții, am vrut să dau și la Poli. Examenul la Poli parcă era, a fost după ce s-au dat rezultatele la construcții și am intrat la construcții și n-am mai dat la Poli. Oricum, pentru cine nu știe, am făcut vreo 2 ani jumate de construcții, după care m-am lăsat și am terminat dreptul până la urmă. Profit de chestia asta inedită cu vlogul 360. Vă readuc aminte că am asamblat un PC împreună cu PC Garage. Puteți să îl cumpărați dacă vreți. O să vă las link în descriere. Nu știu exact unde să arăt că vă las link în colțul ecranului, pentru că colțul ecranului este unde vreți voi. Așa că nu știu, este în colțul din dreapta sus, cum vă uitați voi. Plus, ați putea, că tot e vorba de Samsung, ați putea să vă înscrieți la evenimentul pe care îl organizează ei, și anume Buhnici. Face un fel de curs și învață pe cei interesați de chestia asta, review de tech, unboxing, tot ce ține de chestia asta. Și cred că va fi și o expunere pentru respectivul. Cu siguranță va fi și o expunere și cu siguranță există o parte practică, teoretică și o parte practică. Mă gândesc că Samsung va organiza un concurs, ceva. Cu siguranță Buhnici va pune și el pe canalul lui. Deci pentru cei care sunt acolo, și am înțeles că sunt doar 10 parcă. Pentru cei care sunt acolo, cu siguranță e o expunere destul de mișto. Acum mă gândeam, sunt curios cum se aude camera asta, cum se aude microfonul. Da, este și o discuție așa și e și un car vlog, adică puteți, de exemplu, să vă uitați numai înainte ce facem, cum mergem, plouă în continuare în București. Este din nou foarte aglomerat. Nu, sincer, nu înțeleg. A mai plouat în București și n-a fost niciodată așa. Ieri, cel puțin, a fost groaznic. Toată lumea care a mers în București ieri a zis că a fost groaznic. Ah, și altă chestie. Au decopertat tot bulevardul. Paladi, plus Camil Resu. Ăsta, ălalt e Grigorescu, ăsta e Camil Resu, cred. Au decopertat tot. Cel puțin în față la noi, acolo pe Paladi, acolo era pus asfalt nou. Cred că acum un an și ceva. Ba nu. Ba da. Nu acum un an, mai puțin. Cred că au schimbat asfaltul după iarnă. Da. După ce l-am mutat noi. Și garantez 100% asfaltul ăsta nu va rezista iernii astea. Și au bătut joc de trafic. Au vrut să-l facă ca pe Iuri Maniu. Da. Au zis, da. Ce mă? Se merge pe Teodor Paladin? Că tot ai mutat tu de pe Iuliu Maniu. Da, au zis să nu... Ai zis, Ana, ia să-ți dăm noi. Mamă, și aici au decopertat. Ieri nu era aici. Da, exact. Știu. Uite, de ce? Dacă tu n-ai terminat de făcut în partea alaltă. Deci la noi în spate acolo, unde stăm noi, în spate pe străduțe, au decopertat o, să zicem, intersecție. Deci era mai larg. Era o groapă de 40 de centimetri diametru. Și pentru asta au decopertat vreo 100 de metri într-o parte, 100 de metri în partea alaltă, 100 de metri în partea alaltă, că sunt 3 străduțe. Și au făcut o bordură de aia așa, că au tăiat la drept și toată vara am stat și am sărit bordura aia cu mașinile. Au decopertat și au lăsat așa. Că n-au fost capabili să și termine lucrarea. Și au terminat-o abia acum câteva zile, 2-3 zile. Dar ai văzut că pe Paladi au pus deja asfalt. Da. Mă mir, deci au lucrat extraordinar de repede. Dar eu știu de ce au lucrat atât de repede, pentru că e sfârșitul anului și mai au bani în diverse bugete și trebuie să-i termine, că altfel bugetul de anul viitor nu va mai fi la fel de mare. Ce cheia e asta? Sportage. Da? Da, Sportage. Da, la vechi. Despre ce să mai vorbim? Uite un Volvo. Un Volvo.
O barbă. V40. Da. Mai nou. Nou. Ce se uită lumea când mă filmez cu camera, dar lumea mai știe cum arată o cameră, dar acum este un băț aici în mijlocul mașinii cu o cameră 360. Păi lumea cred că nu știe ce e. Majoritatea. Păi da, asta zic, că nu știe ce e bățul ăsta aici și de ce e aici. Ia uite, bă, ce schimbător are ăla. Schimbă de aici așa. Mamă, de ce aici? Da, nu înțeleg. Aici la ăștia, la vulcanizarea asta, este coadă, cred că de vreo 2 săptămâni, cât poate și mai bine. Da, și ocupă singura bandă pe sens. Da. De pe sens. De fapt e o singură bandă și o linie tramvai. Și ocupă singura bandă. Cum se face așa ceva? De asta că pe ei nu interesează. Că ei iau amendă, dacă iau, da. Că nu ia nimeni amendă, adică nu e niciun fel de problemă. Da, apropo de liniuța între Range și Fabia, nu mai pot să mai fac acum pentru că Range-ul e 4x4 și n-are niciun fel de problemă în a pleca de pe ud. Pe când Fabia are probleme în a pleca și de pe uscat, că se lasă de spate. Așa că nu mai e niciun concurs. Poate nu o să mai plouă. Da, poate o să înceapă să ningă. Așa că să sperăm că se reîntoarce un pic uscatul, nu neapărat caldul, dar măcar uscatul, să facem liniuță, pentru că chiar am rămas surprins de cât de bine se duce Fabia după soft. Dar putem să facem un live. Ne băgăm la un live 360 și ne vedem la eveniment acolo. Tare curios cum se vede pe lumina asta. Acum ne filmăm pe toți. Tare curios. Hai să mă mai ascund. Nu, acum nu poți să mai ascunzi. Oriunde te duce, te vede lumea. Da, am ajuns aici la Liga Studenților Electroniști, așa se cheamă, pentru că am uitat iarăși cum se exact, cheamă. Liga Studenților. Da. Lumea se joacă pe aici pe calculatoare, noi abia am venit, e o lumină cam destul de nașpa pentru camera asta 360, dar dacă am zis că fac vlog 360, o fac până la capăt, că n-am cum să mai filmez cu asta acum, dacă el este Marius, că nu se mai ascunde nimeni acum. Suntem la stand la Trust, partea de altă. Da, suntem la stand la Trust, suntem împreună cu Acer. Cu Acer. Ei ne-au furnizat laptopurile și le mulțumim. Și avem competiție, așteptăm să... Se câștigă ceva premii? Cine sunt câștigătorii, da, avem Heroes of the Storm, se câștigă premii pentru locurile 1, 2 și 3, periferice de gaming. Frumos! Suntem și principalii sponsori ai Ligii Studenților. Aici iau competiții separate, nu la standul nostru, ci competiții separate la standurile lor, la LOL, Dota, Hearthstone, adică Counter Strike. Acolo. Da, acolo sunt competiții prin your own computer. Cei prin calculatorul de acasă se joacă. În general, echipezi. Toți de acolo și-au dus calculatorul de acasă? Exact. Frumos. N-am nici mai vagă idee cum e sunetul pe camera asta, în gălăgia asta, dar... Sper să fie ok. Hai să ne plimbăm un pic pe aici să vedem ce e pe aici, da? Ne-am luat și noi o cafeluță, mi-am luat o cafea cu lapte și tu ți-ai luat ce ți-ai luat? Caramel latte. Oameni buni, după un tombol, este pronunțat din nou de data aceasta. Partenerii noștri, sponsorii noștri principali, cei de la Trust Gaming, vor organiza tombola de vânătate lor. Eu nu știu nimic de la Trust. Puteți să ne înscrie? Vom afla fericitii mișcători. Noi ne înscriem pe la spate, așa ne dă și nouă Marius ceva. Suntem invitați cu toții la standul Trust Gaming. Aici ne sunt foarte multe scaune, foarte multe laptopuri de gaming. Avem ca și mini, o verde de cruci, creon, niște pentru felice, foarte felice, foarte felice. Gata, am plecat. Mergem până la tine acasă să luăm... Să luăm ceva. De mâncare. Nu. Ba da, mai facem, noi mai facem de asta. Adică ne punem părinții să mai gătească, că stau mai bine cu timpul și cu energia ca noi. Nu știu cum, dar da, stau mai bine oferit și cu timpul și cu energia. Așa că de ce să-ți refuzi părinții da, când îți dă de mâncare, nu? Nu-i frumos? Nu-i frumos. Da, am plecat de la mama Anei și mergem către casă. Eu zic să încheiem vlogul ăsta aici. Da, ca să fie... Că e foarte
întuneric deja. Nu știu exact cum se vede acum, am aprins niște lumină, dar nu știu exact. Așa că nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să mă lăsați un like, dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vă vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine, fie de aici.